cine ați venit la lansarea romanului Toxic de August Black. Un rând de aplauze pentru acest tânăr autor. Am fost surprins și emoționat când am văzut interviul pe care l-a susținut la televiziune. Chiar și astăzi a avut. Este un exemplu pentru noi toți. Prin muncă, talent, străduință. Iată, lansează la doar 22 de ani romanul său de debut. Am și eu foarte multe curiozități, întrebări față de autor. Este foarte misterios și astăzi cred că vom descoperi mai multe despre el. Vreau să întreb cine dintre voi visează să publice o carte. Ridicați-mă astăzi. Așa, așa, mai multe mâini văd, minunat. Unii dintre ei deja au publicat, care au ridicat mâini în sus. Este un act de curaj, o decizie care înseamnă încredere în propriile forțe. Și, iată, Liviu, autorul nostru, este un exemplu în acest sens. Și chiar pe parcursul discursului tău, te rog să ne spui cum a venit această idee de a lansa o carte și cum îți pare să fii autor. Haideți să-l întâmpinăm cu un șir de aplauze. Bună ziua, stimați cititori. E o bucurie să vorbesc astăzi aici în fața voastră. O să-ți mai emoționez puțin. E o bucurie să mă prezint astăzi în fața voastră pentru a vă prezenta o parte din sufletul meu materializată pe paginile acestui roman. Aș vrea să spun că și eu, asemenea eroului principal al romanului meu, sunt de părere că nimic în această viață nu se întâmplă pur și simplu. Și că orice moment are o oarecare sens, o însemnătate anume. Și de aceea cred că astăzi, în această sală, aici, s-au adunat anume acele persoane de care am nevoie. Persoanele care cu adevărat trebuie să fie aici, alături de mine. Și persoanele care probabil au ceva de învățat, au ceva de luat pentru sine și probabil că au și ceva de spus. Deci, pentru început aș vrea să mă prezint. Mă numesc Liviu, cunoscut sub numele de August Black în cercurile literare. Am 22 de ani, sunt din orașul Soroca și pe parcursul timpului am căpătat o mulțime de proiecte, am participat la diferite evenimente, da, mulțumesc. Și am strâns o mare parte de interese, dintre care voluntariatul, pictura, cinematograful, actoria, dar totuși, cred că cel mai mult sufletul meu se tinde spre muzică și desigur că scrisul. Dacă îmi permiteți, o să iau loc și o să continuăm. Deci, aș vrea să încep să vă povestesc câte ceva despre acest roman. Am început să îl schițez și să lucrez asupra lui la vârsta de 17 ani. A fost
a fost o încercare pentru mine. Și mai era problemă că în această perioadă învățam la colegiu, mai aveam și alte activități în afară, de aceea lucrul la acest roman s-a prins cam pe vreo 3 ani, pentru că făceam pauze foarte mari, dar am decis că o să o duc până la capăt, o să lucrez asupra lui și, după cum vedeți, acest roman a ieșit în publicare datorită editorii Bestseller, la care și-am tins inițial să ajung, deoarece când am finisat să scriu romanul, l-am trimis la mai multe edituri, practic la toate pe care le-am văzut, pe care le știam, și am primit de la unele răspuns că probabil nu e genul la care, pe care el e în publică, alții nu mi-au dat un răspuns oarecare și la un moment dat m-am gândit că probabil acest roman n-o să prindă viață, adică n-o să ajungă mâinile cititorului, așa cum se întâmplă acum. Dar la un moment dat am primit un mesaj de la editura Bestseller și pot să spun că a fost un moment culminant pentru mine, care m-a ridicat pe picioare, mi-a dat aripi și mi-a dat puteri să merg mai departe, o motivație să scriu mai departe, să mă dezvolt în acest domeniu. Toxic reprezintă o istorie de dragoste cu nuanțe de detectiv și cu nuanțe de detectiv și criminal. Deci, în centrul scenariului se află două personaje principale, Zain și Nicole. Și aș vrea să încep să vă fac cunoștință cu personajele principale. Cred că o să începem de la Zain. Și aș vrea să citez un fragment din carte, care se află chiar la început. Ok. Noi mereu credem că suntem eroi propriului destin. Că tot ce se întâmplă cu noi ne îndreaptă spre scopul nostru principal în viață. Dar ce se întâmplă dacă noi doar jucăm rolul secundar în destinul altcuiva? Ce e dacă noi suntem ca niște scântei, momentul culminant care pur și simplu va îndrepta pe cineva spre scopul său, mult mai important ca al nostru? Și în acest caz, noi așa și rămânem, doar scântei. Dar ce facem mai departe? Dacă deja am îndeplinit sarcina noastră, ce facem mai departe? Fără scopuri, fără speranță? Posibil oamenii așa și ajung la disperare. Ei nu sunt vinovați. Ei sunt doar niște suflete pierdute, care atât de mult doresc, măcar cumva, să-și diversifice existența, până când sunt pustiul nopții, întunericul va cuprinși totul din jurul său și scânteile nu se vor stinge. Ei sunt doar scântei care ajută să se aprindă unui foc. Întrebarea e doar una. Cine suntem noi? Scântei sau foc? Răspuns la această întrebare posibil nu o să aflăm niciodată. Acest fragment este o parte al sufletului eroului principal, care are o viziune specială de viață. Și acesta privește lumea și divizează în două tipuri. Tipul omului scânteie, care doar joacă un rol secundar în scenariul vieții, și tipul omului foc, pentru care se întâmplă toate acțiunile, pentru care există scânteile și care luminează mai mult decât toți ceilalți. Și în momentul când eroul principal o întâlnește pe Nicole, acesta o pune de la început la rangul focului.
realizându-se ca o scânteie care trebuie să o ajute să se aprindă. Însă Nicole este cu totul de altă părere. Zain este un tânăr visător, un filosof din născare, care mereu se află în căutarea sensului vieții sale și care deține probabil că toate calitățile necesare pentru a se socoti un om conștient, însă este nevoit să meargă contra propriilor principii, îndeplinind o muncă murdară, o muncă criminală, pentru a strânge o sumă necesară de bani, ca împreună cu fratele său mai mic să fugă din ghearele tatălui, care terorizează întreaga familie. Aș vrea să mai citesc un fragment care v-ar putea ajuta să vă apropiați mai mult de personajele acestei cărți. O scenă de interacțiune între Zain și Nicole. Am fost curioasă să te cunosc. Nu cred că o să-ți placă ceea ce vei afla. Eu mă consider prea straniu. Mă tem să aflu ce crezi tu despre mine. Ea a privit cu o expresie gânditoare, după care conturile feței i s-au aranjat într-un zâmbet. Nu ești straniu, ești deosebit, a zis, ridicându-se în picioare. Cuvintele ei m-au atins adânc și mi s-au încălcit în memorie. Trebuie să plec, a rostit tânăra și s-a îndreptat spre vilă. Nu puteam să înțeleg ce am făcut greșit. Am reușit să o sperii cu ceva? Am spus ceva incorrect? Un lucru îl știam la sigur. Nu voiam să o las să plece. Nu puteam să o las să plece. M-am ridicat imediat în picioare și urmând-o, am apucat-o de încheietura mâinii și am întors-o spre mine. Nu o să-ți permiți să fugi de mine încă o dată, am spus eu privindu-i în ochi. Mirosul ei mă distrugea, dar în același timp mă inspira spre a visa. De ce? Mă întreb. Dacă ți-ai pus în plan să mă omori, atunci să știi că sunt mort de mult. Atunci se pare că planul meu a eșuat, a pronunțat sarcastic. Aș spune chiar că s-a risipit în mii de bucăți. Știi de ce? A privit la mine întrebător, fără să spună nimic. Pentru că în loc să mă omori, m-a readus la viața, Nicole. Mulțumesc. Nicole este o tânără care provine dintr-o familie foarte bogată. Este o tânără frumoasă, seducătoare, încrezută, care știe perfect ce își dorește de la viață și știe perfect cum poate să primească aceasta. Dar câteodată e capabilă să întreacă orice limite în tendința ei de a fi mereu pe primul loc, de a părea ideală și pentru a căpăta atenția părinților prea preocupați de viețile proprii. Deci, acești doi trăiesc, se poate spune, în două lumi total diferite. Aceștia dețin două personalități practic opuse și s-ar fi părut că nu au niciun punct de tangență, însă, în urma unei ironii al destinului, aceștia doi sunt legați prin prisma unui incident în care sunt aplicați ambii. Și în momentul când Zain vede în această tânără sensul vieții sale, Nicole, la rândul ei, îl vede în față pe cel mai mare dușman al ei. Persoana care i-a ruinat viața, care i-a luat tot ce avea mai scump pe lume și în acel moment, ea începe un joc periculos pentru a ajunge la adevăr.
aș vrea să mai citesc încă un fragment care să vă ajute să fiți mai aproape de eroi și o să vă ajute să îi vedeți din alt punct de vedere, nu din punctul de vedere care probabil că prin care probabil se manifestă de obicei lucrurile care încearcă să le ascundă, dar anume aici cred că au ieșit la iveală, s-au deschis unul pentru altul și sper să înțelegeți și voi. Stând acum, față în față cu această necunoscută, nu puteam să opresc gândurile care îmi strigau atât de insistent. Este ea, chiar în fața ta, persoana pe care ai așteptat-o toată viața. Și nu știam cum să reacționez și în ce să cred. Inima îmi spunea că destinul în sfârșit a îndreptat-o spre mine și căile noastre totuși ne-a dus unul spre altul. Însă creierul era mai sceptic ca niciodată. Dar dacă ea este persoana pe care am așteptat-o toată viața, atunci destinul a jucat cu noi o glumă proastă. Destinul totuși a îndreptat-o spre mine, dar în câteva clipe putea să mă lipsească de ea. Doar te-am rugat să fii puternică pentru mine. Atunci de ce stai acum la marginea prăpastei, îmbrățișată de o dorință nebună de a lăsa mâinile în jos și a sări în pustietate? Totuși, ai decis să te dai bătută? Dar eu sunt deja aici. Sunt în fața ta, chiar în momentul când ai nevoie de mine, mai mult ca niciodată. Îmi pare rău că nu am putut să te găsesc mai devreme, dar sunt aici pentru tine și nu o să te mai părăsesc niciodată. I-a șoptit în minte, de parcă mi-ar fi putut citi gândurile. Sper că nu. Încercam să-mi ascund sentimentele, însă ochii mă dădeau de gol. Priveam undeva în interiorul ei, analizam, încercam să văd ceva mai mult decât această imagine frumoasă, ceva ce e imposibil să percep cu ochii. Săpam gropi cu privirea pe corpul ei, încercând să ajung la inimă, să ajung la însăși esența ei. Voiam să-i văd toate cicatricele vizibile și invizibile, voiam să aflu de câte ori avea nevoie de mine, iar eu nu eram aproape. E atât de aproape, încât pare o iluzie. O iluzie mai frumoasă decât mi-aș fi putut imagina vreodată. Aș fi spus că sunt bucuroasă de cunoștință, dar probabil, dacă ne aflam în alte circunstanțe, a răspuns ea. Chiar și în momentul când se afla la un pas de moarte, continua să rămână senzuală. Era nespus de frumoasă și plină de farmec. Dar era asemeni eroinelor shakespeariene, dar care își pierdeau faima alături de ea. Privea la mine întrebător. Ca la ceva straniu, nemai văzut până la momentul dat. Lumina lunii îi creionau frumos trăsăturile corpului, părul, aproape calb, strălucea nuanțe de argintiu și se contrasta perfect cu rochia ei neagră ce plutea în bătaia vântului. Ochii mari, de culoarea unui cer înnorat, mă privea cu atenție, încercând să prevadă următorul meu pas. Știi că toți sincegașii ajung în iad? Am întrebat sarcastic. Sunt ateu. Nu cred în iad și în rai, în viața de apoi. Dar dacă iadul și există, cred că acum ne aflăm în el. A răspuns ea cu un zâmbet seducător, dar cu ochii la fel de triști. Iar tu? Crezi în rai, în viața de mai apoi? Am rămas uimit de această întrebare, dar nu știu din ce motive m-a copleșit o dorință de a fi sincer cu ea. Nu știu. În mare parte, vreau să cred că moartea nu este sfârșitul și că după aceasta ne așteaptă ceva mai bun. Oamenii de-a lungul secolelor trăiesc cu această speranță că viața cu toate greutățile ei este doar o încercare, după care va urma pace și liniște. Posibil această speranță le permite să doarmă mai liniștit noaptea și să depășească unele momente ale vieții. Această speranță nu m-a ocolit nici pe mine, dar în momentul când frica îți dictează credința în ceva,
încep să stai la dubii. Oare credința ta e adevărată sau poate e doar ceea ce ai dorit tu să fie, negând toate contradicțiile atât de insistent, încât singur începi să crezi în asta, chiar dacă undeva, în interior, știi că te minți. Dar îți convine asta? Am răspuns, lăsându-mi gândurile să zboare și dându-le libertate. Ea a privit la mine câteva clipe, încercând să perceapă frazele mele, după care a revenit la mine ca indiferent a feței, dar ochii încă scripeau intrigați. Puteai să te limitezi la banalul da sau nu? Am întrebat doar din amabilitate, răspuns dezinteresată. Știam că mă mințea, juca foarte bine cu cuvintele, însă eram sigur că a întrebat din motiv că era frică. Dar nu puteam înțelege cu ce scop. Dorea să găsească un motiv pentru a trăi sau o îndreptățire pentru pasul pe care dorea să-l facă. Oricum, peste câteva momente o să sar. Măcar îmi voi împărtăși gândurile care de mult timp mă frământă, a răspuns eu și am privit cu surâs din partea ei. Și nu o să încerci să mă oprești, cum de obicei se întâmplă în așa situație. Cum ar face un om normal? A întrebat ea, ridicând sprâncenele pentru a accentua interogarea. Dar ai vrea să o fac? Nu. E alegerea ta. Și cine sunt eu ca să simți zic ceva? Și apropo, normalitatea nu face parte din lucrurile care mă caracterizează. Și-a aranjat părul cu mâna și a privit la cerul plin de stelele asupra capului său. Oricum, nu mai are nicio importanță. Dacă viața a vrut să devină jucăria ei, atunci lasă să-și muște degetele, pentru că doar eu sunt stăpână pe destinul meu. Pot să jur că am observat un zâmbet diavolesc pe fața ei. Era un zâmbet ce sugera biruință și putere. Îi aducea plăcere faptul că se afla acum la margine, între viață și moarte. Probabil doar acum a realizat ceva important. Se simțea atotputernică, stăpână pe propria viață. Se juca cu viața și moartea care probabil stăteau curioase în așteptarea alegerii pe care o va făcea. Dar ei îi plăcea să flirteze cu ambele. Gata, ajunge. Nu mă mai ține de vorbă. Te rog, a replicat ea. Ce problemă? A pronunțat, aprinzând încă o țigară și inspirând adânc din ea. S-a întors din nou spre pustiul din partea opusă și se pregătea să facă pasul decisiv. Privind câteva clipe, am aruncat țigara jos și am mers încet spre margine, ridicându-mă pe stâncă lângă ea. Priveam spre adâncimi, dar am observat cum s-a uitat pe furiș la mine. Apoi și-a întors repede privirea înapoi. Simți și tu asta, nu? Am rostit. Ce anume? Libertatea. Aici se simte chiar și în aer. Te copleșește până la adâncul pămânilor. Acest aer îți oferă aripi și te face să te simți indiferent față de problemele din spate și viața de acolo. Există un oarecare farmec în asta. Câte apare întrebare la fiecare din noi, cât din ceea ce ai scris este inspirat din viața ta și cum ai creat aceste personaje? Deci aș vrea să încep cu faptul că am început să scriu acest roman încă în perioada adolescentină. Și știm cu toții că în această perioadă toate emoțiile noastre, toate sentimentele, toate viziunile despre viață capătă o putere majoră și noi tindem să percepem totul din jurul nostru, toate acțiunile prea aproape de sine, să le exagerăm un pic, să le dăm o importanță prea mare și
cred că și personajele acest roman sau unele acțiuni care sunt descrise aici au prins și ele așa o atmosferă puțin, poate uneori exagerată de dramă sau personajele simțeau mai puternic, da, în putere vârstei la care se aflau și la care mă aflam și eu în momentul dat. Totuși, când am decis să scriu cartea și era momentul să dau viață unor personaje, cel mai simplu pentru mine a fost și cel mai logic să împart într-un fel personalitatea mea în două părți total opuse, să iau unele calități și să le pun într-un personaj, iar altele în alt personaj. Și așa au apărut personajele principale, Zain și Nicole, care îmi sunt aproape sau în orice caz îmi erau aproape la momentul când am scris asta. Deci astăzi avem câțiva invitați speciali și aș vrea să-i chem să țină un cuvânt. Aceste persoane au participat cumva în crearea acestui roman într-un mod oarecare. Au fost aproape de mine, m-au susținut, m-au ajutat și pentru început aș vrea să o chem aici pe doamna Strălciuc Veronica, profesoara de limba franceză. Din Colegiul Mihai Eminescu de Săroca. Doamna Veronica a fost prima persoană din maturi care, nu știu de ce, am avut încrederea anume în ea să-i dau romanul meu să-l citească, pentru că era ceva emotiv pentru mine, pentru că până atunci a citit doar persoanele de aceeași vârstă cu mine și cam îmi era frică de critica pe care pot să o primesc, dar doamna Veronica m-a susținut mult și mulțumesc foarte mult pentru asta. Și poftim. Cred că eu o să răspund de ce am fost prima dintre maturi, pentru că făceam schimburi de cărți cu domnițele din grupa ta. Le analizam împreună, așa, de parcă ar fi despre vecinii noștri, când vorbeam despre personaje, la care Liviu a venit cu întrebarea, dar dacă scriu eu o carte și vă dau să o citiți, îmi spune ce gândiți. Cum ați cum ai citit astăzi pe secvențe, așa am citit eu pe secvențe cartea ta la început, pentru că, cum a spus și Liviu, a fost 3 ani când a ajuns să-și viseze pasiunea. Prima secvență am citit-o chiar împreună, undeva ceva ține de ceea ce a citit azi la început și de ce am susținut? Pentru că adolescenții par a fi mai ușor la gândire, ceea ce la Liviu e cu totul altceva. Gândești în profunzime, e felul tău de a spune ceea ce gândești la oricare temă. Atunci când te-au întrebat despre personaje, dacă te vezi în ele, eu de acolo am vrut să spun că da, eu te văd în ele, prin fiecare gândirea lor aparte, prin fiecare conversație cu sine însuși. Pentru că la fel o făceai și când vorbeam în clasă. Dacă e să-ți spun ceva, ți-aș spune că arta e o pasiune și ai întrebat de ești cântie sau de ești foc,
tu ești focul în care ai pus pasiunea spre a servi scrântei spre ceilalți. De ce îți doresc, cum ți-am spus și atunci, tu poți, o să reușești, să nu fie doar o carte. Să mergi mai departe, să crești, să faci frumosul și să te înconjoare doar frumosul, pentru că asta o meriți. Mulțumesc frumos! În sală se află încă o profesoară de mea, doamna Zăgăiescu Lilia, profesoara mea de limbă și literatură română. Doamna Lilia, la fel, m-a ajutat să creez acest roman. Cred că toți acești ani, acești 3 ani, la colegiu, împreună cu doamna Lilia, cumva mi-am, în orice caz, mi-am mărit vocabularul, am aflat, m-am învățat să scriu mai corect, am aflat foarte multe lucruri noi și, desigur, că critica și îndrumarea ei m-a ajutat ca acest roman să fie exact așa cum îl puteți vedea și îl puteți citi dumneavoastră. La fel, doamna Lilia m-a ajutat și mai târziu, când deja romanul era finisat. Am rugat-o să privească prin el, să treacă cu ochiul, să mă ajute să corectez careva greșeli, să mă îndrumeze unde am colit, am făcut unele greșeli, dar să corecteze unele secvențe de stil și cred că doamna Lilia o să spună mai mult despre aceasta. Am avut foarte mari emoții când l-am întâlnit pe Liviu în holul colegiului și am reacționat într-un fel modest la invitația de a participa la lansare de carte. Respectiv, ne-am dus la catedră și mă gândeam, îți închipui? Deci vine un copil, un tânăr, un teenager, care te invită la o lansare de carte. Noi, fiind la colegiu, avem interacțiunea cu adolescenții 16-19 ani, care cu totul au alte concepte, aspecte, aspirații și valori. Zic că asta e un eveniment la care, doamna Veronica, nu putem să refuzăm. Sincer, zic, o să-mi organizez familia, dar particip lângă copilul ăsta. Poate o să-mi pare rău toată viața că nu am venit să-l susțin și să mă bucur de niște aspecte care societatea noastră nu prea le are. Lansări de carte, creații literare și susținem până în final arta și literatura. De foarte multe ori ne puneam întrebarea, fiind profesoară de 17 ani de română și franceză, ne puneam întrebarea, avem în fața noastră cărți, facem referire la cărți, e țin minte cum îi trimiteam forțat la bibliotecă să aducă unele creații artistice ca să vadă cartea, să simtă textul. Și iată, Liviu ne-a creat, în cariera mea de 17 ani de pedagogie, ne-a creat o enormă favoare ca să particip alături de editura Bestseller la lansarea unei cărți. Deci pentru mine este un lucru foarte important, dar pentru Liviu este și mai mult. Cum îl cunosc pe Liviu, să vă spun, ca de obicei, la începutul fiecărei clase a 10-a, adolescenții liceeni sunt inițiați în a lectura cărți. Da? Genul liric, epic și dramatic și au lecturi obligatorii. Ok, am indicat lecturile și cam printre primele opere noi să sesizăm ce fac ei, cum gândesc, cum receptează, ce conținut au, literar, ortografic, artistic, carte preferată. Și vă închipiți, stă în fața mea un tânăr, blonduț, iată așa frumușel, dar cu minte, da, ca și toți, și îmi spune că cartea lui preferată este romanul cu 50 de zile înainte de sinuciderea mea. Extraordinar, vă închipiți, un tânăr care vine în fața ta cu asemenea provocare, zic, sau ceva nu-i bine, sau ceva, este altceva în acest
prin acest exemplu și el este elevul care ne-a demonstrat că e un tânăr care are alte valori și are, într-adevăr, merită să stea în fața noastră și să propună culturii și literaturii române un roman pentru tineri, că tinere să știți că le place, o să vă spun și de ce. Și, până în final, am uitat gândul. Așa m-am concentrat, mă gândeam la următorul gând. Și până în final, este cel, gata, mi-a venit gândul, este cel care a venit cu My Way, țin minte, proiectul video, a venit cu proiectul în Elveția, dacă nu greșesc, așa, adică este tânărul care a știut să învingă și să dea provocării în toate aspectele, fie literatură, fie cinematografie și așa mai departe, și în grupă a fost foarte modest, să știți, foarte modest, dar să te am banca întâi, da, și niciodată nu s-a temut să se uite cu ochii plini de curiozitate, inteligență, artistism, dar cu o modestie care și până în prezent mă gândesc de unii căpșorul cel știe să le construiască atât de bine. Că noi maturii, el știe, eu nu prea pot să mă construiesc așa, adică repejor, mă exteriorizăm gândurile. Iar cel mai mult a fost momentul când vine, îmi scrie în perioada pandemiei, Liviu, într-o seară, doamna Lilia, am o provocare să mă ajutați să verific un roman, romanul meu, atunci a fost cel mai wow. Zic eu, fiind profesor simplu de română, nu pot să zic că avem atât de multe competențe de redactor și așa mai departe, dar am acceptat cu foarte mult dubiu și vreau să zic că nu este lectura mea, dar este lectura tinerilor, fiindcă când a venit mama lui Liviu și ne-a dus romanul, m-am dus în sala de clasă, la copiii mei de clasa 10, le-am arătat romanul și tot Instagramul a fost exteriorizat și analizat cine este acest tablâng, cine, și să știți că le-am dat romanul și l-au citit fiecare câte 2-3 zile și să știți că tinerilor le place. Noi, la cei de 40 de ani, ne place, nu știu, altceva, da? Avem fiecare predilecție aparte. Dar la tânără generație le place. Le place stilul, cronotopul romanului tău, personajii care nu se aseamnă cu Ion sau cu Ana, da? Din literatura română, contracții, bogăție, lux, deci situații pe care nu prea le găsim în textele literare pe care le propunem copiilor noștri, elevilor noștri. Așa că să sperăm să, și nu că sperăm, dar să știi că ești foarte bravo, cu foarte multă modestie te prezinți, dar căpșorul tău este foarte bun, apreciază-l, trăiește frumos fiecare moment al vieții, părinții, editura, prietenii și trăiește viața la plin. Ia cel mai bun de la viață, asta pot să-ți spun, la mulți ani. Și în final, aș vrea să mai chem aici în față încă o persoană. În sală se află domnul Vadim Șterbate, jurnalist și reporter la revista Observatorul de Nord. Deci am participat împreună cu Vadim la multe proiecte împreună, ne cunoaștem de mult timp. Și aș vrea să-ți spun mulțumesc pentru că la fel mai susțin practic de fiecare dată la orice proiect. Niciodată nu ai spus că nu sau în orice caz ai făcut tot posibilul ca să mă susții și prețuiesc asta foarte mult. Bună ziua! Bună ziua! Cunoasc pe ea Augustu Plăg de când era Liviu Mică și mă bucur de aceasta pe când era elev la colegiul Mihai Eminescu, dar mi-a acceptat niște provocări și făcut o serie de fotografii de promovare a ziarului Observatorul de Nord. Mă bucur că vorbesc în cazul dată cunoștință de cauză, fiindcă am citit și o carte. Am fost provocat de colegii la centru de sus, de redacție, spune, uite ce carte interesantă, uite unui băiat de-a nostru, îmi spune ține, zic, aha, hai să văd. Și concediul de iarnă, vacanță de iarnă, am trecut lectura în carte. Mi-a plăcut personajele, mi-a plăcut și m-am bucurat, apropo, pentru viitorul tău scenarist, la Netflix, la HBO, să vezi, o să-i fie ușor să scrie scenariul, fiindcă așa citeam și vedeam filmul. De obicei, unii întâi văd filmul și mai apoi caută carte, îți vadă cum merge, dar în cazul de tău imi, sunt trei fit carte, zic că aici îți filmezi așa, aici îți filmezi așa, doar o să fie mult mai ușor.
chiar știam și vroiam mai repede să văd ce o să întâmple. Nu era un text pasiv, unul care chiar era interesant și nu știai cum o să... E tot ochiat, în sensul cum o să vădă și nu știai din ăsta sară iepure, hai să zicem așa. Da, ești un foarte bun... ai un foarte bun început, ești un fel de car ajuns alătător în România, sper. Și principalul ăsta nu te oprește aici. Știu cu surpriza cum ai a doua idei, știu cum mai ai cu 98 idei, tot următoarele cărți. Și bine ar fi să mergi. Foarte bine că tinerii din ziua de azi nu au doar idei, dar de realizare. Fiindcă e foarte ușor să dai share la ceva făcut de altcineva. E foarte ușor să dai like sau scrii comentarii făcut de altcineva, dar cearcă și fă. Și tu ai făcut, bravo că n-ai lăsat totul doar pentru tine în Căpucean acolo sau undeva într-un certar sau într-un joc. Bine că ai găsit o editură care te-a susținut și romanul tău este. Și foarte mult aștept și sunt nerăbdător să citesc și partea a doua. Bravo și mai mult și mai mare! Aș vrea să salut încă o persoană care se află în sală acum. Este domnul Dimitrie Slobodniuc, directorul agenției Avignon Models, care s-a ocupat de coperta cărții și care au realizat-o exact așa cum mi-am imaginat-o, care au reușit să redeie anume acea atmosferă care persistă în romanul Toxic, care au ales modelele aproape că exact după descriere care este în carte. Și aș vrea să vă mulțumesc frumos pentru această colaborare frumoasă și cred că nu este ultima. Mulțumesc! Deci, mai departe, aș vrea să ofer microfonul celor care se află în sală. Dacă cineva are întrebări, o să fiu bucuros să le ascult. Și cele mai interesante vor fi premiate cu careva mici cadouri de partea ta. Deci sunt doritori care ar vrea să întrebe ceva. Mie e foarte interesant, anume, ce mi te-ai inspirat cu relația asta dintre zei și cu... Te-ai mai inspirat cu relația dintre zei și Nicol? Deci, nu pot să dau un exemplu anume, cred că totuși am luat careva secvențe din propria mea experiență, dar totuși în carte sunt cu mult mai dramatizate, schimbate, adică au fost doar unele secvențe. În general, sincer, nu pot să spun, dar mereu aveam tendința să... Îmi plăcea să citesc despre careva relații mai neobișnuite, dar care au persistă un fel de intrigă în ele, care nu sunt standarde, unde există o oarecare tensiune, anumite așa valuri. Da, se vede, e foarte frumos. Mersi. Unde nu știi la ce să te aștepți, unde presiunea se ridică la maxim sau cade la minim. Și am realizat această idee în cartea mea. Pot spun că am realizat un scenariu sau o istorie de dragoste despre care aș fi citit eu singur sau aș fi privit filme de genul dat. Cam așa. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ofere întrebări? Aici mai avem un tânăr autor, poet. Da, din păcate nu am citit romanul tău, dar m-a intrigat foarte tare și chiar o să l-o propus. Sunt pasionat de poezie, așa că nu prea sunt romani, dar îți spun că m-a intrigat foarte mult. Mă bucur însă și scenariul și personajele și sper că o să-mi placă și o să revin cu
o recenzie. Cu opinie, cu recenzie. Mulțumesc, sper și o să vă și succes mai departe. Mulțumesc. Putem? O întrebare? Da, întrebare totuși. Registrare. Sigur. Liviu, totuși întrebarea e... Personajul acesta, care joacă un rol negativ, da. De unde la de ce există el totuși? De ce ai pus o mască pe personajul ăsta? În imagine se află antagonistul principal al acestui roman, despre care încă nu am vorbit, despre care nu se menționează în descriere și pot să spun doar că el a apărut foarte neașteptat și pentru mine, pentru că nu era plănuit de la început, de când scriam cartea. Nu aveam un plan atât de departe, dar când am ajuns pe la vreo jumătate de carte, nu poate mai devreme, mi-a apărut ca o idee, anume acest antagonist, ca, așa o întoarcere la scenariului, cum să spun, deci, ca o intrigă principală al cărții. Și fără ca să realizez toate drumurile, toate liniile de scenariu au dus anume acolo unde și trebuia să fie, da? Adică el a intrat foarte, foarte armonios în toată istoria dată. Și de ce poartă mască de iepure? Deci, acolo este o istorie aparte, nu cred că o să răspund acum la ea, pentru că această istorie se menționează abia în a doua carte, așa că o să cumpere două carte și să vă spun să mulțumesc. Spuneți ceva despre agenția noastră. Ok. Deci, anul trecut, noi ne-am conectat cu Liviu prin social media, gen, primesc un mesaj de la August Beck cu o propunere, un proiect de a face copertă la o carte. Pentru mine era pentru prima dată, sigur. Ce, cum s-a desfășurat tot lucrul asupra copertii, tot era destul de interesant, pentru că trebuie să aleg cine trebuie să pozeze, cine trebuie să fie modelul, să selectez, da, asta se numește casting de modele. Trebuie să înțeleg cine din oameni reali se potrivesc la personajul. Asta era interesant pentru mine. Ce am zis despre oamenii care au realizat, fotograf, Bonjour Film, stilist, I'm Lee Kim, nu știu, puteți să vedeți în Instagram acum, pentru că totuși stine, este vârsta ta, de fapt. Da, de vârsta lui Liviu, tineri care, într-adevăr, la fel, tind să se menționeze în istorie, cumva. Da, și deci fotograf, stilist, hair artist, apropo hair artist, e antagonist. Da, ce să mai zic despre asta? Ideea e că iarăși pentru noi era pentru prima dată. E și unica lucrare de genul, mai ales pentru fotograf, adică eu țin minte emoțiile ei când i-a văzut cartea. Eu nu s-a așteptat și au văzut în Sun City, dacă nu greșesc. Deodată mi-a sunat și, nu știu, era super bucuroasă. Cred că asta e, aș putea zice că e un fel de sens a vieții să creăm niște chestii care rămân în istorie, se materializează și de voie emoțiilor altor oameni să fie la fel de reale cât și istoriile dintr-o carte care cumva totuși e reală.
Mulțumesc frumos! Mulțumesc! De ce n-ai făcut ca tot, ca mulți care fac în ziua de azi? Ai luat pistoc, ți-ai lăsat o fotografie și ți-ai pus-o și ușor și a doua zi ai copiat. De ce ai luat-o în apă, dar contra curentului? Și ai creat inclusiv nu doar conținutul cărții, dar și conținutul acestei coperte. Deci, da, am avut posibilitatea să aleg o oarecare imagine de pe internet, să o găsesc pe copertă, dar inițial, de la început, nici nu am gândit această variantă, această posibilitate. De la bun început, încă cred că de când lucram deja asupra cărții, deja știam că o să aibă o copertă personalizată, așa cum o văd eu, pentru că o vedeam practic exact cum arată acum. Vroiam ca cititorul să simte această atmosferă al romanului și doar privind coperta să poată să înțeleagă aproximativ unde ar putea să... adică ce emoții, adică ce prezintă într-o oarecare parte acest roman, să-l intereseze și a vrut să-i dau această atmosferă, a vrut să arate anume așa cum o vedeam eu. De asta nu am avut alte variante. A fost doar ca să o creez, să o creez singur. Bravo! Mersi! Iar acum avem o mică surpriză muzicală. O bună prietena mea și introducătorul cărții în engleză, Lupo Gheana, o să interpreteze o piesă. Dar vreau puțin în început să pot și eu cuvânt. Eu sunt foarte mândră că eu am fost oarecum un martor la toată formarea cărții, scrierii. Eu știu mai mult de opere de-a lui Liviu și eu sunt foarte mândră de el și astăzi noi am ales anume un critic care va reprezenta toate senzațiile, toată atmosfera cărții și anume se numește La fel toxic. Now
Deci, stimați cititori, la sfârșit, aș vrea să vă mulțumesc pe fiecare din voi, pentru că ați fost astăzi alături de mine. E prima mea experiență de genul și am fost probabil că foarte emoționat la început, dar susținerea voastră m-a ajutat să trec peste asta. Mulțumesc fiecare pentru cuvintele calde pe care le-a spus, pentru activitatea cu care au venit și aș vrea doar să anunț că în curând a doua parte a romanului Toxic, volumul 2, o să fie finisat și transmis editurii Bestseller pentru redactare. Și probabil că în timpul apropiat deja apare și al doilea volum. Deci, cine dorește poate să procure câte o carte de aici.